Bună seara, bine m-am regăsit. Am discutat ultima oară despre motivele pentru care creștinismul contemporan și în special creștinismul de origine calvină, mai ales în acestea incluzând bisericile neoprotestante și creștinismul general, este o formă de închinare la bani. Și am arătat că ideea de bază nu este legată de lăcomie sau de materialism, ci la baza acestei închinări la bani, acestei religii a banului, care este creștinismul contemporan, se află în ultima instanță conceptul de predestinație. Atât Luther cât și Calvin au acceptat noțiunea de predestinație de la Augustin. Și este ironic că reformațiunea pleacă de la respingerea indulgențelor, care însemnează un mod de, nu numai un mod de a-ți cumpăra ieșirea din purgatoriu, dar în ultima instanță definește banul ca un semn al harului. Pentru ca să ajungă iarăși, în cerc închis, la aceeași idee, că banul este semnul harului, semnul exterior al harului. Și această idee pleacă de la Jean Calvin, reamintesc pe scurt, anume este ideea că dacă există predestinație, întrebarea este care este semnul că sunt predestinat pentru viața veșnică. Și acesta este, în ultima instanță, semnul este capacitatea de a face bani. Și, bineînțeles, o viață frugală, dedicată ca scop în această viață banului și lipsită de alte preocupări. În principiu, aici este ideea unui anumit tip de asceză. Fiecare clipă care nu este dedicată unor exerciții spirituale, care nu sunt de extinse ca în Evul Mediu, ca într-o mănăstire, să zic. Dar fiecare clipă trebuie dedicată câștigului financiar și banul trebuie adus la biserică. Aceasta este o idee acceptată larg în științele sociale, teza lui Max Weber despre capitalismul și spiritul protestant, capitalismul ca produs al protestantismului. Weber leagă capitalismul direct de învățătura lui Calvin la geneza și de teza predestinației. Și am arătat că în timpul nostru s-a produs o mutație, în sensul că odată ce am intrat în tipul de economie himeră în care trăim astăzi, la nivelul planetei, rolul religiei este mult mai important decât înainte, pentru că ideea nu este să inspire frugalitate și productivitate și o viață activă și austeră, ci ideea este ca să consolideze încrederea consumatorului în puterea banului și în substanțialitatea acestei economii, care este o himeră sau, cum spun americanii, bubble economy. E bine, aș vrea să merg mai departe seara aceasta să investigăm rădăcinile teologice ale acestei idei, sub alt aspect. De ce această religie a banului? Întrebarea pe care vreau să o pun la început. Această religie care face din bani semnul vizibil al harului invizibil. De ce această religie care are care aduce argumentul ontologic ca argument în favoarea existenței banului și existenței himerelor economice ale timpului nostru sau a himerelor politice, cum este democrația de spectacol. De ce? Deci această religie, care își are originea în Reformațiune, este în același timp într-un permanent război împotriva științei. Și trebuie să mergem apoi la Reformațiune. Așa cum am spus, teza fundamentală a Reformațiunii în ceea ce privește mântuirea este predestinația. Bisericile care au descins din Calvin, care a fost mai radical și mai explicit în privința predestinației decât Luther, principal sunt biserici anglosaxone și clonilor din Europa, secte protestante anglosaxone și clonilor în toată lumea, nu numai în Europa. Aceste biserici, mai ales în America, în secolul XVIII-XIX, au renunțat la predestinație din cauza că predestinația nu funcționează bine atunci când vrei să faci evangelizare și vrei să câștigi suflete să fie botezate. Așa că ideea a fost, da,
Da, există un fel de dublă predestinație. Orice om este predestinat pentru iadul veșnic, dar dacă îl primește pe Isus, este predestinat pentru viața veșnică. Și ca atare, voința ta nu are niciun fel de putere. Ceea ce susține neoprotestanții este că voința omului nu are putere ca atare. Că omul trebuie fie să fie călărit de satana sau să fie călărit de Duhul Sfânt. El ca atare nu poate să facă nimica. Omul alege să-și dedice viața dimineața când se scoală, o dedică lui Isus, sau dacă nu o dedică lui Isus, iese automat sluga satanei. Dar el nu are nicio putere în sine, cunoaște toate acele parabole, cum că când Isus se așează lângă tine și tu conduci mașina, nu merge. Trebuie să te așezi tu pe locul din dreapta, să lași pe Isus să conducă mașina și să nu mai ai decizii și așa mai departe. Cel care s-a opus acestei idei în contextul reformațiunii a fost Erasmus de Rotterdam, care a spus că Dumnezeu a injectat în natură puterea lui creatoare și această putere creatoare stă la baza omului, la baza voinței libere. Cu alte cuvinte, libertatea este înrădăcinată în capacitatea Universului de a crea și a recrea formele lui. Asta este o idee pur teologică, pur filozofică, dar în principiu face o punte între științele moderne și interogațiile reformațiunii. Revoluția științifică în acest context apare ca un răspuns la dilema reformațiunii. Și acest răspuns face ca revoluția științifică să fie adevărata reformațiune și ultima reformațiune. Dacă vreți să pun altfel problema, până în secolul XVII, înțelepciunea și informația, nu numai înțelepciunea, informația științifică era căutată în trecut, în Biblie, în primul rând. Dar, sau, mă rog, dacă vreți, în Coran, în Islam sau în Talmud și Vechiul Testament, în lumea iudaică. Însă, ideea era că există și alte cărți care au fost acceptate de biserică, cum ar fi filozofia lui Aristotel, mai târziu după căderea Bizanțului, filozofia lui Platon, așa zisele texte hermetice, hermeticismul, care, mă rog, erau cele mai dubioase, care au stat la baza reformațiunii și alte scrieri ale clasicilor, care erau considerați pe baza scrierilor lui Pavel o expresie a neamurilor care sunt ei înșiși lege. Însă ideea este că știința era căutată în cărți vechi, cu cât mai vechi, cu atâta mai adâncă înțelepciunea și informația. Un medic al evului mediu, indiferent dacă era în Bagdad sau era în Veneția, el îl consulta pe Aristotel sau pe Galen ca să înțeleagă tainele corpului uman. În niciun caz nu se gândea să facă disecție, care era interzisă. E bine, începând din secolul XVII, apare o idee nouă, filozofică, sunită de René Descartes. Filozofic și științific este de Galileo. Și anume că există o carte a naturii care nu a fost încă cercetată. Această carte e mai veche decât cărțile omenești, fiindcă cartea scrisă de Dumnezeu. Și în această carte se găsesc răspunsurile. Așa că dacă vrem un răspuns la problema voinței libere sau a destinului omului, în ultima instanță, trebuie căutat în natură, adică trebuie căutat în știință. Răspunsul trebuie să fie științific. E bine, las la o parte controversa între Luther și Erasmus. Luther a fost un adept al predestinației din punct de vedere filozofic, dar la nivel practic, la nivelul amvonului, nu a susținut predestinația. Și nu a avut, meritul lui Luther este acela că n-a avut niciodată o teologie coerentă. Valoarea lui Luther este aceea că a susținut dimensiunea subiectivă a creștinismului. A existat însă o altă latură a reformațiunii, cea lui Jean Calvin, reformațiunea helvetică, care a fost mult mai coerent și mai organizat și a scris Institutio Religionem Christianis, corectați-mă dacă n-am pronunțat corect numele latine, mă rog, Instituțiile Religiei Creștine, o dogmatică protestantă exhaustivă. Și Calvin este foarte explicit cu privire la
la predestinație. Și, bineînțeles, să nu uit ideea principală, foarte explicit cu privire la rolul banului în economia harului. Însă, Calvin a avut și o controversă. De data asta nu cu Erasmus. N-a fost mai puțin plină de ură, dar mai violentă. Nu cu Erasmus, ci cu Mihail Servetius sau Miguel Servet, pe numele spaniol. Mihail Servetius, care a fost un umanist ca și Erasmus și a susținut că, nu știu dacă citez, dar oricum parafrazez, un om nu va fi niciodată condamnat decât pentru faptele care le-a făcut împotriva conștiinței lui. Cu alte cuvinte, un om nu va fi condamnat niciodată decât dacă se condamnă singur. Și aici există și texte biblice care pot fi citate. Dar mă întorc la ideea lui Servetius. Un om este liber să facă fapte bune sau rele și va fi condamnat atunci când se condamnă pe lui mai întâi, pentru că merge împotriva conștiinței lui. Nu există ideea unei condamnări veșnice pentru că te-ai născut în păcat, nici ideea unei condamnări pentru că nu l-ai primit pe Iisus, ci principalul tribunal care te condamnă în primul rând este propria ta conștiință. Și Dumnezeu folosește propria ta conștiință ca să te judece. Vedem foarte clar aici umanismul lui Servetius și bineînțeles că paza este Roman capitolul 1 și 2. Însă, există o diferență între Servetius și Erasmus. Controversa între Calvin și Servetius este, așa cum am spus, paralelă controversa între Luther și Erasmus. Zic, care este diferența? Servetius nu este un filozof. Este și un filozof, bineînțeles. E și teolog. Este și umanist. Dar Servetius nu este numai un umanist. Servetius este cel mai mare om de știință al timpului său. Și cel mai revoluționar om de știință al timpului său. Și dacă nu îi sunt recunoscute meritele, este fiindcă i-au fost arse cărțile și textele au putut fi reconstituite mult mai târziu pe baza unor fragmente care au supraviețuit, dar este foarte clar că Servetius în cartea lui, deci cartea care este opusul lui Institutio Religionem Christianis sau cum se spune latine, mă rog, este Restitutio Christianis, nu Institutio, ci Restitutio, da? Care ar însemna restaurarea creștinismului. Servetius polemizează împotriva lui Calvin și din punct de vedere teologic, Servetius susține că botezul copiilor nu este biblic și acum de ce s-a nevoie să botez copiii dacă nu este păcat original? A doua idee este că Trinitatea nu este biblică. Argumentul lui Servetius cu privire la Trinitate este aceea că Logosul, Servetius se întoarce la Noul Testament, la Evanghelia după Ioan, la Pavel și la părinții bisericești dinainte de Conciliul din Nicea, care susțin că Iisus este Logosul întrupat. Logosul este Dumnezeu, există din veșnicie, dar se întrupează în momentul concepției în Iisus. Asta este ideea lui Servetius, la care Calvin replică susținând Trinitatea. Însă ce are special cartea lui Servetius? Servetius se ocupă de multe probleme teologice, dar ceea ce este fascinant la cartea lui Servetius, ca și în alte publicații, este faptul că Servetius conferă, pentru prima dată discută problema voinței și a alegerii și a naturii omului într-un context științific și numai că știința este revoluționar. În cartea lui Servetius, pentru prima oară, apare o argumentație foarte solidă în favoarea circulației sângelui. Se credea de la Galen citire că aerul merge de la plămâni la inimă, pe o anumită cale. Servetius este primul care înțelege că oxigenul intră în sânge, merge la inimă și se întoarce, nu se știa de bioxid de carbon, se știa nu era cunoscută formula chimică, dar aerul pe care îl expirăm, da? Din plămâni, este sângele care aduce rezidul aerului inspirat de la inimă. Servetius înțelege și demonstrează, nu referință nici la Avicena, nici la alți autori de chimie, ci probabil la disecții pe care le făcuse și care nu știu dacă erau foarte, foarte ortodoxe din punct de vedere creștin la catolici și la protestanți. Servetius nu se oprește la circulația sângelui, este creditat astăzi că
a descoperi circulația sângelui. Dar Servetius este primul care descrie cerebelul, meningele, deci e foarte preocupat de activitatea creierului. Cumva el intuiește, ca și Descartes mai târziu, că aici, în creier, se află secretul libertății, voinței. Aici se află răspunsul la întrebarea dacă omul are sau nu voința liberă, în ultima instanță. Răspunsul la întrebarea dacă omul are sau nu voința liberă este dat de neurologie, și mai mult decât de neurologie, de neuropsihologie. Însă, în ultima instanță, răspunsul nu poate să aibă sens decât în contextul teoriei evoluției, iarăși. Deci aici este vorba de biologie evoluționistă, de antropologie, de neuroscience, de știința creierului. Aici am răspunsul și lucrul acesta l-a făcut și Servetius, este primul care încearcă să înțeleagă creierul uman cum funcționează și să înțeleagă și aspectul proiecției psihologică a felul cum funcționează creierul uman și să găsească relevanța teologică a acestei descoperiri. Mă rog, Servetius descoperă retina, descoperă timpanul, descrie timpanul, retina în cartea lui. În alte publicații se ocupă de cartografie, de geografie, de astronomie, de meteorologie, este unul dintre pionierii meteorologiei, cunoaște Biblia, citește Biblia în limbi originale, se ocupă de traducerea unor texte și exegeza științifică a unor texte din Biblie, se ocupă de poezie, de traduceri poetice și de poetică. Mă rog, de ce nu s-a ocupat? Se pare că se ocupă de politică, de orice, tipul Renașterii, care se ocupă de orice, mă rog, opus tipului expertului în gust din timpul nostru. Acest tip enciclopedic renascentist, care îl bate pe Erasmus, cu siguranță cea mai luminată minte a timpului său, ca și Newton, un unitarian. De fapt, este considerat fondatorul Bisericii Unitariene. Omul acesta intră într-o polemică cu Calvin. Și de ce intră în polemică cu Calvin? Pentru că Servetius în tinerețe este secretarul lui Carol al V-lea, care atunci când este încoronat al Sfântului Imperiu Roman de limbă germană, care, cum spune Voltaire, n-a fost nici Imperiu, nici Sfânt, nici Roman, da? A fost doar de limbă germană. Când este încoronat Carol, el se dezgusta de pompa și de la încoronarea lui și are un contact mai strâns și cu reformațiunea și cu contrareformațiunea, cu, mai precis cu Biserica Catolică, și acceptă reformațiunea. Însă Servetius intră în arena reformațiunii ca un jucător. El are ceva de spus. El este unul dintre cei mai erudiți teologi și savanți ai timpului. Și ca atare, el obiectează împotriva botezului copiilor, împotriva Trinității, împotriva predestinației. Și este un umanist, ca și Erasmus. Așa că Servetius încearcă să intre într-un dialog cu Calvin și îi scrie lui Calvin care sunt obiecțiile lui, la care Calvin îi trimite instituțiune, îi trimite dogmatica lui. Servetius are niște obiecții. Calvin răspunde și în ultima instanță Servetius îi trimite și lui Calvin cartea lui. Calvin întrerupe discuția, după ce îi spune: eu nu te urăsc, nu te disprețuiesc, dar dacă voi avea ocazia, îmi voi exprima condamnarea cât se poate de aspru față de tine. Citește cartea lui. Și acum, deci, vorbim aici despre o carte care, din punct de vedere științific, este revoluționară. Are o contribuție unică la medicină. Nu numai teoretic, dar și practic, înțelege circulația sângelui, da? Pentru prima dată. Deci, este una dintre capodoperile științifice de la începutul revoluției științifice. De fapt, este cu adevărat începutul revoluției științifice. Și Calvin spune, scrie lui Fara, prietenul său: am citit aiureliile lui Servetius. Vreau să spun un singur lucru. Dacă omul acesta intră vreodată în jurisdicția mea, nu va scăpa viu. Pentru blasfemiile lui cu privire la Trinitate și la Dumnezeu și la natură, bineînțeles, e un eretic. Așa că Servetius, ca să fac istoria scurtă, ajunge să fie medicul personal al arhiepiscopului de Viena și al altor
familii princiare din Viena, ca atare sunt sub bună protecție, și tot la Viena își publică cartea. Asta este înainte ca să se încheie discuțiile lui cu Calvin. Calvin are un prieten. Acest prieten este protestant, este din Lyon. Se numește De Trie. Este negustor, numai că este negustor acum. Ce putea fi un prieten al lui Calvin decât negustor? Om care citește Biblia și face afaceri. Și De Trie este cel care îl denunță prima oară pe serviciul autorităților franceze, Inchiziției franceze. Este investigat de Inchiziția franceză și achitat. Așa că Servetius, care fusese arestat în Franța, se întoarce la Viena, achitat. De Trie, care este prieten lui Calvin, trimite Inchiziției din Viena fragmente din lucrarea lui Servetius. Și sunt păcate mari, nu numai că contrace Trinitatea, dar și botezul copiilor, implicit păcat original. Dar se ocupă și de știință, el predice că poate să auzi aiurelele lui, spune vorba lui Calvin, că el înțelege cum circulă sângele, că oxigenul trece prin sânge, un blasfemator în sfârșit. Așa că cu creierul, cu cerebel, cum mai știu ce descrie pe acolo la creier, să bagă în taine pe care Dumnezeu le ține pentru el. Așa că până la urmă Inchiziția îl condamnă și îl condamnă să fie ars pe rug împreună cu cărțile lui. Servetius reușește să scape din închisoare, probabil cu având în vedere conexiunile lui din Viena, inclusiv în ierarhia catolică înaltă. Și unde să se refugieze dacă nu în Geneva? Și merge să asculte predica lui Calvin la catedrala din Geneva și este arestat. Este băgat în închisoare, este supus unui proces farsă, care este coordonat deja din spate de Calvin în toate lucrurile, în care este acuzat de erezie. Acum apare un conflict între Geneva, Republica Liberă din Geneva, și lumea catolică. Catolicii vor să-l adăie pe rug pe Servetius. Însă Calvin vrea să arate cât e el de zelos și vrea să-și ofere această satisfacție că el a ars pe rug pe Servetius. Așa că procesul acesta este acuzat și printre altele în timpul acuzației Servetius este întrebat dacă nu cumva s-a inspirat din anumite cărți despre Pavel, care Pavel spune că ar trebui arse, și dacă nu cumva a citit ceva din teologie iudaică sau islamică, dar mai ales acele cărți care trebuie arse, după cum spune Pavel. Spune aceasta pentru că este un déjà vu. De multe ori a fost întrebat cumva din ce cărți te-ai inspirat tu, ce cărți ai citit tu, da? Nu ți ajunge Biblia și Spiritul Profet de cărți care trebuie arse, care fac mai rău decât bine. Mă rog, ca dovadă că și protestantismul este o lege care arde cărți și vom vedea că arde și oameni. Apoi Servetius este întrebat dacă de ce nu e căsătorit, mă rog, aluzie care avea alte păcate, și răspunde din motive anatomofiziologice, mă rog, a avut o ruptură de ligament undeva și n-a mai putut. Așa că cert este că Servetius în cele din urmă este ars pe rug la flacără mică, nu la flacără mare. Deci Giordano Bruno măcar a fost ars la flacără mare, dar a fost ars la flacără mică ca să se chinuiască. Ultimele lui cuvinte au fost: Iisuse Hristoase, ai milă de mine. Calvin, înainte ca să fie ars pe rug Servetius, ca să înțelegem foarte clar, este votat de conciliul din Geneva, care este practic condus de Calvin. Însă lucrurile nu sunt atât de simple. Pentru că Geneva nu procedează la această execuție fără să se consulte cu toate celelalte canoane protestante din Elveția. Și toate canoanele protestante din Elveția și toți mari reformatori, mari conducători ai reformațiunii elvetice, își dau votul ca să fie ars pe rug. Ba, chiar Calvin se arată că el crede el de bun și creștin și spune că ar fi mai bine să fie decapitat, însă îi reproșează Farrar și celălalt reformator că este prea moale, că trebuie să fie mai dur cu ereticii. Nu știu dacă Calvin în mod a fost chiar de creștin ca să vrea să fie doar decapitat, mă rog, trebuie puse ghilimele aici la cuvântul creștin, sau poate nici măcar nu trebuie puse ghilimele, ca poate ca să fie creștin. Cert este însă că a avut o ură personală față de
de Servetius. Așa că Servetius este ars cu ultima lui carte legată de picior. De fapt, și-a cerut execuția. Înainte de, a spus tribunalului, executați-mă mai repede că nu mai supăr viața în închisoare, să mânca de păduchi, nu mai am nicio haină pe mine decât o manta, e o tortură, vreau să fiu executat cât mai repede. Să mergem mai departe cu istoria. Aș vrea să arăt natura relației între o anumită concepție teologică, închinarea la bani și războiul împotriva științei. E ceea ce vedem în jurul nostru, de fapt. În 1903 se face o propunere în Geneva să fie ridicată o statuie a lui Servetius. Conciliul din Geneva află și acționează preemptiv să facă o statuie mai mică, pe care este o inscripție. Deci inscripția pe statuia care proiect și care se făcuse, de fapt, ca mulaj, era din Voltaire, anume în care Voltaire spune că actul acesta barbar al executului Servetius n-a fost numai un act împotriva libertății de conștiință, dar și, și de cercetare a adevărului științific, dar și împotriva dreptului internațional, pentru că în ultima instanță Servetius nu era cetățean în, în Geneva și nici nu, măcar nu făcuse crimele despre care se spune, adică nu scrisese cartea în Geneva. Deci, eventual putea să fie extradat, dar probabil că era o trădare față de reformațiunea extradesc catolicilor. Până la urmă, reformațiunea apără libertatea de conștiință, nu acceptă deciziile Inchiziției, face propria ei judecată și propria ei execuție. Așa că genovezii fac în grabă o statuie a lui Servetius, pe care scriu noi, urmașii lui Calvin, regretăm greșelile lui, care au fost greșelile timpului. Așa erau timpurile atunci. De fapt, un mod de a, de a minimaliza gravitatea crimei lui Calvin, care n-a fost doar crima unui împotriva unui individ, a fost o crimă împotriva libertății de conștiință, o crimă împotriva științei, o crimă împotriva ideii protestante de libertate de conștiință, nu numai a ideii umaniste de libertate de conștiință, o crimă împotriva umanității în ultimă instanță, o crimă împotriva dreptului internațional, vorbea lui Voltaire. Deci crimele lui Calvin nu sunt recunoscute. Este recunoscută doar greșeala, care se spune a fost greșeala timpului. A fost greșeala lui Calvin. Această statuie sau mulajul a fost dăruit în oraș francez, care a așezat acolo monumentul lui Servetius cu inscripție, cu tot. Însă a fost topită de Marșalul Petain în 1942, în timpul Republicii de Vichy, pentru că Petain era un catolic și un fascist, un fascist catolic, care n-accepta noțiunea de relații internaționale, așa cum au înțeles-o iluminiștii, și nici de libertate de gândire, așa cum au înțeles-o iluminiștii. Erau un catolic și catolici nici nu au acceptat filozofia iluministă și fascismul prin natura lui era anti-iluminist. Deci statuia este topită, este iarăși găsit mulajul și statuia este refăcută în 1960 și însuși în 2011. Statuia lui Servetius este inaugurată în Geneva și Geneva fiind Geneva. Participă diferiți reprezentanți ai comunității internaționale, inclusiv personalități religioase, inclusiv Vaticanul, recunoscând că a fost o greșeală, ca și în cazul Galilei, o greșeală, mă rog, un eufemism, dar recunoscând măcar greșelile care le-a făcut. Cei care nu au participat a fost Biserica Calvină, care a refuzat să participe la inaugurarea unui statui unui eretic pe care probabil în sine ori considerau că a fost bine că a fost executat. Deci aceeași religie care face din bani simbolul harului, face din știință simbolul diavolului și al damnării. Este ceva foarte familiar pentru mine aici. În sensul că, de exemplu, când mă refer la expresia lui Calvin aiurele lui Servetius, minciunile alea de la Muzeul Antipa. Eram la București, am văzut niște copii
la muzeu Antipan în vizită, într-o duminică, și mi-a spus pastorul, eram seminarist atunci, ce-i tu să vadă toate minciunile alea acolo? Și a fost duși în parc să cânte. Ce să vadă minciuni când poți să cânte lui Iisus? Există în, undeva în inconștient și numai în inconștientul murtocreștini care trăiesc cu Biblia și cu banul toată viața lor. Ideea că oameni ca Darwin și alți oameni de știință tipul nostru, hai să zic, sau popularizatoare științe ca Carl Sagan, ca Tyson, ca, mă rog, oricine vă vine în minte acum, merită o pedeapsă brutală. Că dacă nu o primezi, nu este că nu o merită, ci pentru că hai că suntem creștini și așteptăm să-L judece Dumnezeu. Dar n-ar fi rău ca legile să pună restricții, să le pună mâna la gură acestor aiuriți. Pentru creștinul care slujește banul în numele lui Iisus, știința nu este altceva decât cea mai mare blasfemie, decât o mare minciună. Și acum războiul care l-a făcut Calvin împotriva lui Servetius este în principal războiul urmașilor săi împotriva lui Darwin, a biologiei și a neuroștiinței, a embriologiei. Unii sunt foarte supărați și pe astronomie, geologie și multe, multe altele. În general, știința este bună doar când este vorba să-ți ofere tehnologie de comunicare pentru evangelizări și tehnologie de război, care are și foarte importantă. Și, bineînțeles, confortul mașinii și al transportului și tratamentul medical când ai nevoie. Dar ideea este aceeași că acestea sunt niște aiureli. Noi avem tot adevărul în Biblie și, până la urmă, banul este ceea ce contează în viața aceasta și se pare că și pentru viața viitoare. Așadar, haideți să încerc să trag o concluzie teologică. Dacă economia de himeră globală are nevoie de biserică, nu este un accident, însă biserica a fost pregătită să joace acest rol din cauza unei doctrine pe care a avut-o de la Calvin în început, că banul este semnul vizibil al harului. Și biserica a primit această doctrină împreună cu războiul împotriva științei. De ce războiul împotriva științei? Pentru că ceea ce spune Servetius, lăsăm la o parte partea științifică, ceea ce spune și Erasmus, este faptul că reformațiunea, ca și biserica catolică, a moștenit niște superstiții din primele secole. Superstiția, de exemplu, superstiția păcatului original, superstiția predestinației, o anumită concepție despre creație. Această superstiție a păcatului original este legată de o anumită concepție a creației perfecte și a căderii, care face, predestinația să fie concluzia logică. Dacă cercetați istoria teologiei, veți vedea că ideea de predestinație este concluzia logică a ideii de păcat original. Și ideea de păcat original este concluzia logică a narativului căderii, așa cum este predicat în bisericile creștine, cum este doctrina istorică a creștinismului. Mai precis, de exemplu, în controversa cu Augustin, dintre Augustin și Pelagius, Augustin este primul care a formulat noțiunea păcatului original, pentru că este concluzia logică a căderii. Tot o concluzie logică a căderii și a păcatului original este statutul inferior al femeii. Femeia ca nefiind om întreg, ci doar jumătate de om, dar asta este și în islam și în iudaism. Însă în iudaism, în islam și în creștinism, această doctrină a poziției inferioare a femeii pleacă de la istoria căderii. Însă în creștinism este această istoria căderii este combinată sau este explicitată în doctrina păcatului original. Și această doctrină a păcatului original face din femeie nu numai o ființă inferioară care trebuie subjugată și ținută cu bici uneori, cum spune Mohamed, însă face din ea oarecum o întruchipare a păcatului, a păcatului original. Controversa între Luther și Erasmus era și la concluzia predestinației.
fiindcă Luther nu avea un alt răspuns la tezorul Erasmus și controversa între Calvin și Servetius. Iarăși întărește ideea predestinației, pentru că altfel, dacă accepti ideea lui Servetius, că ceea ce te judecă e conștiința ta și că Dumnezeu nu are alt tribunal decât propria ta conștiință și nu te va condamna decât pentru ceea ce te condamnă conștiința ta. Uite, o idee foarte avansată pentru timpul ei. Dacă accepti această idee, ce faci cu ideea păcatului original? Adică cum? Un om, de exemplu, care nu l-a cunoscut pe Hristos, poate să fie mântuit, unii zic da, alții nu. Mă rog, nu l-a primit că nu l-a cunoscut, dar gândiți-vă la... I-a fost un sălbatic în junglă, analfabet, n-a auzit de Iisus și așa mai departe. Dar ce faci cu un om contemporan din timpul nostru care nu l-a primit pe Iisus? Am cunoscut atei și necreștini și am zis că conștiința nu-i mustră pentru asta. Lor li se pare că este logic și este normal să respingă pe Iisus. Au altă opțiune. Păi aceștia vor fi condamnați la focul veșnic, fiindcă nu l-au pe Iisus. Nu mai spun despre atei. Este scandalos să spui că ateii nu sunt condamnați. Mă rog, oamenii care nu gândesc ca noi, în ultima instanță, cei care nu gândesc ca noi, așa cum a făcut Calvin, care a venit cu dogmatica lui creștină făcută de el, care e considerat o capodoperă studia teologiei, Institutio Religione Christianis, a venit cu instituțiile lui și cine nu este de acord este un eretic, este un blasfemator, este un aiurit și un criminal. Merită să fie ars. Te rog. Deci, această idee a lui Servetius, în ultima instanță, este și împotriva păcatului original, este împotriva lucrării misionare, este împotriva la tot ce a fost foarte important în tradiția creștină. Și atunci, singura răspuns logic la ideea lui Servetius este predestinația. Ca tare sunt două vederi care se opun. Una este predestinația, păcat original, vinovăție născută, condamnarea tuturor oamenilor care nu l-au pe Iisus și așa mai departe, vinovăția intrinsecă a umanității. Cealaltă este ideea umanistă. Erasmus, Servetius, Erasmus, ideea libertății voinței, Servetius, libertatea voinței susținută cu argumente științifice și după aceea se dezvoltă un câmp cu totul nebănuit înainte. Cartea naturii este înțeleasă. Apare revoluția științifică. Ca să răspundă la dilema reformației și ce ne spune revoluția științifică? Noi știm destule astăzi, și nu numai despre biologie și despre creier, și despre psihologie și despre genetică, ca să știm că nu există păcat original. Ca să știm că un om care l-a primit pe Iisus nu este mai bun decât un care l-a primit pe Iisus. Ca să știm că un creștin e mai bun decât un ateu. Că valoarea morală a omului este dată de alți factori și nu e nimic născut în om care să-l facă decondamnat. Știm aceasta. Și pe ce bază știm? Pe bază științifică. Înțelegem prea bine comportamentul uman și natura umană și psihologia și genetica și biologia și toate, ca să știm că toate acestea sunt niște superstiții. Și atunci, întrebarea care se ridică, cum se desfășoară în timpul nostru această controversă? Răspunsul este simplu. Cei care au rămas cu învățătura lui Calvin, cu mici modificări, că nu mai botează copiii, ci botează adulți, că nu cred în predestinație, ci cred că dacă îl primești pe Iisus, grijă sub puterea lui Satana, și așa mai departe. Dar, în principal, aceeași idee, toată lumea este condamnată, numai noi care am primit pe Iisus suntem salvați. Cei care susțin această idee a lui Calvin sunt cei care fac război împotriva științei. Pentru că știința descoperă erorile lor. Știința nu folosește argumentele filozofice ale lui Erasmus, nici măcar argumentele biblice ale lui Servetius, care sunt foarte solide. Nu folosește argumente logice. Știința folosește fapte. Fapte indubitabile, care nu pot fi puse în discuție. Și atunci, așa cum răspunsul lui Calvin vis-a-vis de știință a fost să ardă cărțile lui Servetius împreună cu autorul lor, răspunsul acestor ar fi, reacția lor ar fi să ardă cărțile. Reacția lor ar fi să ardă și autorii. Ne-ar arde pe toți, fără îndoială. Însă, tot ce pot face este să susțină un război ideologic permanent împotriva științei. În același timp, toți cei care acceptă această doctrină cu modificări,
în care s-a împotmolit Luther și Calvin. A predestinației, care chiar că nu mai credem în predestinație, credem, așa cum am spus, în vinovăția intrisecă și originală și toată chestia asta, că dacă nu îl primești pe Iisus, nu ești mântuit și așa mai departe, toți aceștia vor fi în același timp niște susținători fanatici ai himerei economice în care trăim astăzi, pentru că ține de natura religiilor. Ei au nevoie de o certitudine. Singura certitudine pe care o cunosc este banul. Dacă le spui de logică, asta nu e o certitudine pentru ei. Te bazezi pe logică, logica omenească este vulnerabilă, greșește. Ei se bazează pe Biblie, pe cuvântul scris. Dacă fii cu faptele științifice, astea sunt interpretări, de fapt. Teoriile științifice sunt pure interpretări, sunt speculații, sunt conspirații, de fapt, sunt falsuri. Știința adevărată este cea care se găsește în Biblie. Dacă apelezi la noțiuni umaniste, ești pierdut deja. Umanismul, iluminismul sunt cele mai mari blestemuri care au venit asupra omenirii. Este interesant cât de fasciști și cât de totalitarieni sunt creștinii aici. Singura certitudine pe care o avem este banul. Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne-a dat bani, îi dăm ceva înapoi, binecuvântarea asta continuă, Hristos are nevoie de banii noștri, ca dovadă că banii noștri sunt reali, de la Hristos ne vin banii și îi dăm lui iarăși și așa mai departe. Suntem într-un permanent business cu Dumnezeu, stăm cu Biblia în mână, cu ochii la bani, ca în tablou de care spuneam data trecută, și urâm știința pentru că de aici vin toate nenorocirile. De fapt, motivul pentru care creștinii sunt împotriva științei este pentru că creștinii sunt împotriva umanismului. Ca să concluzionez, a fost o controversă în Reformațiune. Avem sau nu voință liberă? Și a fost o controversă. Suntem sau nu infectați cu păcatul original? Ne naștem sau nu condamnați? Creațiunea, inclusiv omul, este obiectul suprem obiectul absolut al voinței lui Dumnezeu. Sau are libertate? Universul se poate dezvolta singur? Omul se poate dezvolta singur? Omul poate să aleagă drumul, are libertate morală, poate fi un agent moral. Știința ne-a dat răspunsul. Și știința ne-a spus că nici Luther, nici Calvin nu au dreptate. A avut dreptate Erasmus, a avut dreptate Servetius. De curând a avut loc un eveniment care a fost comentat, văd pe Facebook și prin blogosferă, anume Francesc al II-lea a făcut o declarație la Academia de Științe a Vaticanului, în care a spus aproximativ așa, că evoluția nu numai că trebuie acceptată ca un fapt, dar referindu-se la evoluția darwiniană, să fie foarte clar, nu evoluția teistă, dirijată sau intelligent design. Evoluția darwiniană, zice el, nu exclude existența lui Dumnezeu. Și ca atare, creaționismul este o pseudoștiință. Am participat mai multe seminarii și am ascultat conferințe care au spus așa. Da, evoluția nu exclude existența lui Dumnezeu. Întrebarea este ce fel de Dumnezeu este acela. Ce Dumnezeu este acela care se folosește de moartea a milioane de organisme pentru a-și împlini scopurile sale? Dumnezeu nostru le-a făcut pe toate. Spune Ioan Francesc al II-lea, îmi place să citesc aici, Dumnezeu nu este un magician cu o baghetă. Nu, spun frații. Dumnezeu este un magician cu o baghetă. Papa, iezuit, infiltrat, iluminat, ce mai fi, abia aștept să aud răspunsul lui Bartol Fight. Păi sigur că el vrea să dărâme sabatul și de-aia dărâmă creațiunea. Doar iezuiții au inventat teoria evoluției, iezuiții au inventat teoria Big Bang, Satana l-a instruit pe Darwin, să știe aceasta, să fapte știute, ce să mai discutăm. Darwin a fost satanist, a închinat la Satana. Așa că particip la astfel de seminare, astfel de discuții, care nu merg chiar departe ca Bartol Fight, dar spun, ce Dumnezeu este cel care s-a folosit de moartea milioane de ființe ca să creeze lumea? Dumnezeul nostru, contrar ce a spus de Francisc, este un magician. A ridicat bacheta, a scos universul din joben, cum scos iepurile de urechi, a spus hocus pocus și toate s-au făcut. Știți de unde vine hocus pocus? La hoc est meum, da? Acesta este trupul meu, hocus pocus.
Ce fel de Dumnezeu este acela care creează toate în forma finală? Dumnezeu a pus atâta inteligență și imaginație să creeze păienjeni veninoși, scorpioni, șerpi veninoși. Gândiți-vă la Ebola virus, virusul de Ebola. Dumnezeu, ce capodopera lui Dumnezeu. Paraziți. Ce complexitate este ciclul reproducerii unui parazit. E un parazit, nu știu cum îi spuneți, mănâncă o noi, coboară pe nara asta, se suie pe nara ailaltă, se mănâncă și ochiul ăsta după aia. Fantastic! Cum știe parazitul ăla, să nu spune că nu există Dumnezeu, cum a terminat ochiul să coboare pe nara, să ia pe nara ailaltă în sus, să se suie la ochiul celălalt. Asta este inteligență. Oh, vezi, spune, stai puțin. E adevărat că Biblia spune că Dumnezeu a făcut toate speciile fixe. Dar nu e chiar așa. Fiindcă Dumnezeu le-a făcut altfel și după căderea în păcat le-a schimbat. Oh, bun. Deci tot Dumnezeu le-a făcut. Și Dumnezeu le-a făcut bine de tot. Rechini, crocodili, nu mai vorbesc de paraziți, de tot felul de germeni care te omoară așa încetul cu încetul și în chinuri groaznice. Toate le-a făcut Dumnezeu. Da? Așa cum sunt. Nu. A mai pus și mâna și Satan acolo. Satan a făcut mutații, a făcut... Ma, nu știu cum este asta, însă se pare că Dumnezeu nu are control asupra creațiunii lui. Și dacă le-a făcut Satana pe celălalt, dar nu știu ce a făcut Dumnezeu, ce a făcut Satana. De exemplu, se spune, Dumnezeu a făcut toate animalele ierbivore. Însă, mie mi se pare că un panteră, să zic, sau un leu, este fiecare fibra lui, fiecare instinct, tot de la mersul, de la mers, de la coama leului, cum își ține coada, totul este făcut pentru... Este o adaptare perfectă la predație. Așa cum gazela este adaptată să fugă. Asta Satana să modeleze toate astea, totuși Dumnezeu le-a făcut. Dumnezeu a înțeles că în condițiile păcatului avem nevoie de astea. Lucrurile se complică foarte tare, să nu mai vorbesc de potop. Un lucru mi se pare foarte, foarte clar. Evoluția este frumoasă, e fascinantă. Implică, cum spune Richard Dawkins, cel mai magnific spectacol cosmic. E fantastic. Mergeți la Marele Canion și gândiți-vă, priviți în jos și gândiți-vă la eonii care au trecut și la toate viețitoare care au trecut și toate formele care s-au schimbat. La marșul victoriei salveții prin eoni. La dezvoltarea treptată a complexității până la creierul omului. E ceva fantastic. Îți dă simțăminte religioase. Nu m-aș închina, sincer, Dumnezeului Vechiului Testament, luat literal, care a făcut toate formele acestea de viață grotești și a omorât la potop lucrurile bune ca să facă altele mai rele după aceea, se pare. Și nu mai vorbesc de toate genocidurile și toate monstruozitățile și barbarismele din Vechiul Testament. Pe lângă asta, ne mai pregătește și un foc în care ne va arde pe toți de vie, așa ca să simțim. N-am nicio înclinație să mă închin asemenea Dumnezeu, doar dacă m-aș închina de frică. Sunt de acord cu Francisc. Papa are dreptate, îmi pare rău că o spun, Papa are dreptate aici. Teoria evoluției, nu numai că nu exclude existența lui Dumnezeu, dar teoria evoluției este cea care explică natura răului, așa cum nu poate explica niciun teolog. Este foarte simplu. Evoluția are subproduse. Evoluția merge în zigzag, evoluția are multe drumuri, multe căi, multe creații. Și toate au o singură lege, selecția naturală și modificarea permanentă a organismului. Nu au niciun criteriu moral. Perfect. Și aici avem noi toată libertatea morală. Nu vreau să mă ocup acum de aceasta. Ceea ce vreau să arăt este că dragostea față de bani și o anumită dogmatică îmbăxită medievală și războiul împotriva științei merg mână în mână. Cei care au o teologie umanistă, indiferent de nuanța ei, sunt pentru știință și nu văd în bani semnul Harului. Cei care văd în bani semnul Harului urăsc umanismul creștin, nu vorbesc de umanism, clar, umanism creștin aici, și sunt într-un permanent război împotriva științei. Dacă și simțământul lui Calvin, care spunea lui Servetius, pentru simplu fapt că avea alte idei decât ei, dacă vin Geneva nu vei scăpa cu viață, câte vreme ești sub jurisdicția mea. Aceste simțăminte a cantonelor elvețiene protestante care l-au condamnat pe Servetius,
marele savant, cel mai mare savant probabil al timpului său, cel mai mare savant al erei respective, sentimentele acestea brutale le-au foarte mulți creștini care nu au puterea legală să ne pună pe loc, dar ar face-o. De multe ori mi s-a spus mie însumi, și ce? Spune, un om care n-a făcut nimic niciodată, niciun rău. Mă uit la tine și aștept să te lovească Dumnezeu. Noi ți-am vorbit, nu că mi-au dus argumente să mă convingă, dar problema nu e aici convingere, să trebuie să asculți împotriva rațiunii, împotriva logicii, împotriva oricărui argument, chiar dacă nu sunt argumente. N-ai ascultat. Frate, mi-a spus altceva, n-ai ascultat de Dumnezeu, n-ai ascultat de reprezentații omenești a lui Dumnezeu. Îți va vorbi Dumnezeu. Dar nu uita, Dumnezeu când bate, bate cu bâta. Dacă aș avea un accident zilele astea sau m-ar lovi, m-aș infecta de Ebola, să zic, mai știu eu ce. Sunt sigur că foarte mulți au spus, în sfârșit Dumnezeu a vorbit. În sensul, da, nu ne permite. Avem mâinile legate de lege. Însă asta ar merita. Și când Dumnezeu vorbește, vorbește. Dumnezeu nu raptă la infinit. Asta a fost și cu Servetiu, a spus, stai păsit că Dumnezeu nu mai răbdă pe nebunul ăsta. Trebuie să-l ardem pe rucă, nici Dumnezeu nu mai are răbdare. Se ardem și cărțile. Cea mai mare descoperire științifică a timpului său, circulația sângelui, descoperirea cerebelului, a meningei, a timpanului, a retinei, cele mai descoperite anatomie, sunt arse. Ultima lui carte este arsă legată de piciorul lui, că așa înțelegem religia, să arde în cărți, atunci când nu putem arde oameni. Îi mulțumim lui Dumnezeu că și Servetius este totuși un prozar reformațiune. Și revoluția științifică este reformațiune. Nu trebuie să ne împotmolim în bigotismul secolului XVII. Nici nu trebuie să idealizăm pe cei de atunci. Trebuie să mergem mai departe. Avem multe schelete, noi ca creștini, avem multe schelete în șifonier. Trebuie să le recunoaștem, să ne fie rușine de ele, să ne eliberăm și să mergem înainte. Vă mulțumesc, ne revedem data viitoare. La revedere!